Profesorii de religie din întreg județul și-au prezentat activitatea, iar în urma evaluării s-a desemnat profesorul anului la disciplina religie. Pentru acest concurs, fiecare cadru didactic care predă disciplina religie a trebuit să depună la sediul Episcopiei Sălajului o fișă de autoevaluare care să certifice activitatea de la catedră și implicarea în cadrul programelor catehetice ale eparhiei, alături de documentele justificatoare a fiecărui profesor în parte. Evaluarea s-a succedat în două etape. Într-o primă fază, Consiliul Consultativ al Profesorilor de Religie a validat dosarele și au acordat punctele celor mai bune aplicații, astfel că s-au desemnat primii 10 finaliști. Conform informațiilor postate pe site-ul Episcopiei Sălajului, în data de 5 iunie s-a desfășurat la sediul Episcopiei Sălajului etapa finală a concursului, în cadrul căreia a fost ales profesorul cu cea mai bună activitate la clasă și cu cea mai mare implicare în activitățile extracurriculare. Astfel că în acest an, titlul de profesorul anului a fost acordat doamnei profesor Mureșan Cristina, profesor de religie la Liceul Teoretic Ion Gârbiceanu din Jibou.